Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți în continuare un nou interviu cu conaționalii noștri care utilizează rețeaua de socializare Odnoklassniki. Vorbim despre situația social-politică din Republica Moldova, dar și despre propaganda și dezinformarea pe această rețea de socializare. Așadar, invitatul de astăzi este conaționalul nostru Andrei Pasat, originar din satul Scumpia, raionul Fălești, dar din 1993 muncește cu întreruperi la Moscova. Bună ziua, domnule Pasat, și vă mulțumesc pentru deschiderea de a ne oferi acest interviu. Bună ziua și bine v-am văzut! Vreau să-mi spuneți pentru început, de cât timp utilizați rețeaua de socializare Odnoklassniki și de ce ați decis să o folosiți? Cu 8-10 ani în urmă am început Odnoklassniki și deodată să putem vorbi acasă cu copiii, în primul rând. Îmi place de tânăr să citesc, să află să una alta. Ce subiecte vă interesează și le urmăriți pe această rețea de socializare? Tot. Și cum trăiește lumea și cum politica și tot. Și sportul și tot. Ce se trece. Am intrat și în Facebook. Dar acolo mai mult tineret, mai mult, dar nimeni ne ajunge atâta informație cât văd, cât găsesc aici. Și ne ajunge și să mulțumit și Facebook-ul de-am landat într-o parte și numai pe altă parte. Credeți în informația pe care o găsiți aici? Mă rog, nu știu cum să vă răspund ca să nu fac păcate. Din partea la propagandă e clar că este, e cred că o fost să știbă. Fiindcă fără de iarnă n-ar exista și Odnoklassniki. Haideți să trecem atunci pe subiecte punctuale. Pentru că sunteți, iată, la Moscova și în Federația Rusă din 1993, ați văzut cum au evoluat lucrurile. Ce credeți despre relația actuală dintre Moldova și Rusia? Cred că trebuie să fim până mulți ani trebuie să fim prieteni. Trebuie să, nu numai cu, eu nu cât țin, cu, că aici lucrez și țin cu dânsă, oare să mă înțelegeți drept. Dar, într-o parte, oare cu Dodon. Dodon a spus că haideți să facem prietenie și cu vestul și cu estul. Și el aici e tare drept. În Europa, ca Europa a fost acum cu aestea, cu, scuzați-mă, cu virusul ăsta. Și ei singuri la între dânsi nu au găsit limbă comună ca să duc să-i ajute pe italieni. S-au adresat Conte, domnul Conte, vreau să spun mai corect așa, s-au adresat la Putin. Când aici puteți să-i spui, băi, să voi sunteți Eurosoiuzul, ori acolo cum se mai cheamă, și faceți voi cum știți. Dar noi nu avem cu asta nicăt, dar aici de-aia ruși s-au dus și le-au citat. E pe care și noi. Am ticat într-o situație așa ceva și cum, dacă i-o lăsat pe italieni, dar pe moldoveni, eu cred că mai ușor poate să-i lasă și pe urmă și... Dar așa mă gândesc că ții prietenii cu tăți. Ați vorbit despre faptul că Rusia a ajutat Italia și a trimis ajutoare, dar ați văzut că acele ajutoare practic au fost inutile pentru Italia, la fel cum și pentru Republica Moldova. Asemenea informație nu ați văzut? Nu am văzut. Eu am văzut informații care... Italienii schimbau flagurile. Italienii spuneau în rusește spasiba Rusia. Iată, asta eu am văzut. Asta ați văzut cum... posturile rusești acolo, la Moscova. Da. Mi-ați spus că ați luptat în războiul de pe Nistru din 1992. Putem spune că este un război între Rusia și Republica Moldova? Război între Rusia și Moldova? De unde ați luat-o? Nu. Să vă spun de ce. Nu se poate. Spune mulți că astea, că Rusia are război, amuiagoare, în înțelegeri cu Ucraina. Tot nu e adevărat. Deși nu vă duceți în Donbass, să vedeți că într-adevăr acolo sunt ruși. Într-adevăr lumea și ea se luptă cu ruși. Nu se poate așa ceva. Rușa mă ia și pe intreși pe americani din partea la armament. Și atunci, în opinia dumneavoastră, ce se întâmplă în Ucraina acum? Dar ce se întâmplă? În dezordine.
bataie de joc, care au fost până amu, mai scurt, nu până amu, dar până are 90, au fost în Rusia. Care aici putea, eu atunci lucram aici și eu știam. Eu nu am rămas bun de la Suție și de la asta și parcă vinem aici, nu să lucrez, dar vin la război, că nu știu. Aici putea, atunci puteai să vii, să te apuci și te duc într-o pădure și te ucidă și nimeni nu avea să ne să te caute. Atunci puteți să facă, așa mă ia în România. Dar cu ce ocazie militari ruși au intrat pe teritoriul Ucrainei? Doamna Elena, cu ce scop au intrat? Eu încă o dată repet, acolo trebuie dus de văzut, de ca dumneavoastră știți contract, ați fost acolo? Dar dumneavoastră ați fost acolo? Nu am fost. Dar eu nu spun contract, nu spun că nu sunt acolo. Mă rog, mă informează băieți care am eu cunoscut, mă informează cum e acolo, să vă spun. Acolo rușii dau ajutor, da, îi dau ajutor, băieți se duc, dar se duc voluntar. Mi-a spus mama și cum cu nemții și cum cu bendereuță și cum cu românii. Eu nu am luat informații de sau de pe uneva, dar eu de la părinți am luat. Părinții dumneavoastră despre România și despre români ce vă spunea? Că românii s-au purtat când au fost și ei atunci nu s-au, cum am văzut, unire, ei nu s-au unit atunci, dar eu cu tropit Moldova atunci. E ca așa spune părință. Și s-au purtat tare urât, ei s-au purtat mai rău decât rușă într-atâția ani cât au fost cu noi. Vreau să vă întreb dacă părinții dumneavoastră v-au vorbit despre deportări, despre sute de mii de moldoveni. O spus, chiar pe... Deportați în Siberia. O spus, o povestit așa, și chiar pe tata lui mama mea, că acum Piersel spune culaci, nu știu cum acolo, într-așa mod, dar la noi, ca când gospodar, e ca mama așa ne spune, că era un mare, mai mare, cel mai mare gospodar din sat. Și avea vaci, avea oi mai multe una alta, și pentru asta, numai pentru asta, l-o și deportat. Și totodată, când am crescut eu mai mare, când prin 72, prin astea, când aveam 10 ani de zile, și atunci nu avem televizor și spun că trăim sărac. N-avem, și ne așezam mama torcea, noi ne așezam lângă sobă și ne povestea de amănunt tăți și cum cu războiul și cu Stalin și cu una cu alta. Și când am întrebare de Stalin, mamă, dar e drept că ea ca, mai aud așa, ea că Stalin tare rău a fost, tare încolo face. Știți ce îmi spunea? Andrușca, dragă mame, dacă el să nu fost așa de aspru, așa de rău, apoi noi n-avem să câștigăm război. Voi n-aveți știți, băieți, și nici eu n-aveți și față pământului. În primul rând, n-avem să câștigăm război. Într-al doilea rând, dacă câștigăm și război, și vine foame, teșeia, și oamenii aveți să ucid unul pe altul, aveți să mănânce unul pe altul, ca câini aveți să mănânce. E ca cum se gândea lumea pe atunci, cum și Stalin. Pentru că oamenii pe atunci nu știau că această foamete a fost organizată. Nu v-a povestit mama dumneavoastră sau părinții dumneavoastră cum au venit și le-au luat tot ce au reușit ei să agonisească ca să treacă anul ăla de secetă. Dumneavoastră spuneți cum spune aiștia, ucrainenia muia. Pentru că există mărturii și în sensul acesta chiar vă recomand o carte, Cartea Foametei, așa se cheamă, și sunt mărturiile moldovenilor care povestesc ce li s-a întâmplat în acea perioadă. Eu toate acestea le-am luat de la mama și mi-a spus, de la părinții mie, așa am auzit de la frații cei mai mari. N-am luat din vânt și n-am auzit un om din, ca cât am fost eu mai cunoscut și mai bătrân, iar cum Dumnezeu să iertă-o să-mi viață, unul n-a spus, o dus-o greu și eu am dus-o greu, dar eu vă spun cinstit, eu am avut o copilărie mai fericit, care mulți copii acum nu au. Mulți copii nu au la noi în Moldova, dar eu nici nu mai vorbesc de România. Măcar că acolo România trebuie să fie mai bine. Vreau să ne referim foarte succint și la situația din Republica Moldova. Ați spus pe cine, pentru ce președinți ați votat până acum, ce credeți despre actualul președinte Igor Dodon? Și dacă
Sunteți de acord cu această promovare a relațiilor moldo-ruse, în mod special pentru că merge foarte des la Moscova? Bine, cu această pandemie și virus acum mai puțin, dar a fost o perioadă destul de intensă când a mers la Moscova. Pe Igor Nicolaevici, eu îl stimez ca om, ca președinte a țării. Pot spune despre dânsul numai așa, că mult trage și nu a făcut el. Nu că îl apără, iar din nou spun, nu sunt advocatul lui ea. Dar, într-adevăr, așa și este. Când la noi e o țară, dacă sunteți de acord cu mine, la noi e o țară parlamentară. Care parlamentul acolo mai mult trebuie să-i făcut, trebuie din sănătă documentată. Parlamentul face. Și când au fost timpuri, când l-a dat ca pe un elev de care face gălăgie la lecții, l-a dat afară din cabinet pe Dubon, atunci tot tășeau. Dar noi acum șavanul, e tot cu două domnul vinovat, ca și el vinovat. Eu mai în scurt, sucot că tăți acolo din parlament și nu veți. Tăți ca unul, tăți și începând și sandu și una și alta. Dar acum Partidul Socialiștilor are majoritatea și deține majoritatea în Parlament și ei sunt la guvernare. Partidul Socialiștilor cu Partidul Democrat. Știu, sunt la curent, dar câte vreme are? Cât ei au o 3-4 luni, nu mai mult, lasă jumătate de an. De când Sandus a vrut să aibă procurorul ea și a dat demisia afară din prim-ministru. Puteți să-mi spuneți trei lucruri concrete pe care le-a făcut în mandatul său Igor Dodon, pentru că anul acesta avem din nou alegeri. Iată, au trecut 4 ani. Trei lucruri concrete pe care le-a făcut. Să vă spun eu trei lucruri care le-au făcut Dodon? Exact. Trei lucruri. Nu pot să le spun, fiindcă nu știu. Când se alege un președinte a țării, el face... Ați avut anumite așteptări atunci când ați mers la vot? Da. Pentru ca anumite lucruri să se întâmple. Nu știu exact ce v-ați propus, care au fost așteptările dumneavoastră, dar ați vrut ca anumite lucruri să se întâmple. Iată, acele lucruri s-au întâmplat, poate majorări de salariu, poate majorare de pensii, poate... locuri de muncă. Să vă întrist, dar din partea la tete este punctele care le-a spus dumneavoastră, nici tot doar, nici aici care să vii, nici așa, n-ați facă, n-ați să iei de cuvânt. Vă spun de și, politica acum e cu totul alta. Nu e cum a fost înainte. Amucule, politica nu depinde de Dodon, chiar să și el să conducă astia, tăt. Și parlamentul, tăt, nu numai e ca socialiștii, dar tăt, conducă el n-ați poate face treaba asta, fiindcă este dea de-a semn, care asta cu... a să mă șteargă de acolo, eu știu că a să mă șteargă. Cine îl conduce pe domnul Dodon? Nu pe domnul Dodon și pe domnul Dodon și toată țara o conduce. Văzut odată că pasolul Moldovei se duc să vorbească cu Trump, stadă la Trump în cabinet, cu, nu depinde, Trump, oare Obama, oare Reagan, cine, toți aici care au fost prezidenți, au fost cineva acolo. Nu a fost, nici pe calendar nu poate să treacă. Dar aici acum se întâmplă la noi, la Moldova? Eu de multe ori am văzut Dodon și eu nu dau gina pe dânsul, vă rog, că așa e viața, așa unii viața. Vine negru și ala așa mare, se așează și mai nu pune cioarele pe masă, și cu un zimbit, e ca așa ea, și poftim, acolo el și vine, ce să facă la... Deci dumneavoastră considerați că americanii ne conduc. Exact. Și vreau să mai vă spun una, tot cred că n-ați mă știu. Chiar dacă Igor Dodon este președinte al Republicii Moldova? Nu depinde că Igor Dodon, el omul să stără cum poate. Dar el mai mult, el nu poate iasă de rem și este, ca cum și în România. Dumneavoastră, credeți că în România toți românii sunt bucuroși de așa prezident care au ei, că ei nu știu, eu și greu știam într-o timp cum îl cheam și am mai nu știu cum îl cheam. Știți cum îl cheam?
Ați uitat sau încercat să vedeți dacă... Nu, am uitat că are un nume pe departe românesc, pe departe. Acolo el undeva i-a dus prin Pribaltica, prin altă țară. Vă este frică de NATO? De ce Republica? Nu mi-e frică de NATO, nu mi-e frică de că eu am luptat și eu știu cum să astea. Nu-i de asta că am luptat, adică nu mi-e frică, pur și simplu. Ui. Nu greșesc. Ei n-au acolo deloc nu poate să ne ajute cu nicăi și noi nu putem să ne temem de nimeni. Nu trebuie să... România nu trebuie să la nimeni, 100 de ani. 100 de ani e ca sada așa, ea și nu trebuie să la nimeni. Te boli la rușcă, ei pământul au, începând că are graniță cu Ucraina și terminând că au graniță cu America. Așa e de mare teritoria lor. Și lor le trebuie pe români, oare le trebuie pe altă țară? Nu, asta e o propagandă care se adresează către ruși. Coronavirusul a arătat că dacă se începe un război nuclear, trebuie o bombă din Moscova și o bombă din Washington și gata, s-o gătit toată lumea în față pământului. Și nu-ți ajută NATO, nu-ți ajută nimeni. Asta și fără virus se poate întâmpla dacă se apasă pe plane. Da, eu am în vedere că... Eu am în vedere că nu ne trebuie NATO în Moldova, nu ne trebuie tractoare, ne trebuie lucru uzinic să mai deschid ca lumea să sadă acolo. Și Dodon să ducă la Belarus, să facă care îmi face întâlnire cu Lukashenko, să spui, să-l ajute cu niște tractoare să dea ei. Văză Rusia din partea la gaz. Da, dar știți că plătim gazul de 3 ori mai scump decât țările din Europa. Deci plătim gazul mai scump decât Europa? Da, de 3 ori. Nu se poate așa ceva, 3 ori. Nu știu, poate de aceea, nu pot să răspund așa întrebare. Vreau pe final să-mi spuneți ce viitor vedeți pentru Republica Moldova. Să fie independență, să fie unirea cu România, sau să fie unirea cu Rusia, sau ce vă doriți pentru Republica Moldova? Eu doresc... pentru Republica Moldova, pentru toți cetățenii Moldovei, cetățenii să trăiască mai bine, Moldova, țara noastră, să fie independentă. Unirea, ce înseamnă unirea cu România? Unirea ca anul trecut o nepoțică de mie s-a măritat pe un român. Și tot m-au folosit de ocazie, le doresc la mândoi sănătate și fericire. Și mulți ani, băieți, trăiți sănătoși. Iată, asta e unirii. Dar... asta care vrea să facă politicienii, așa nu-i unire, așa e dezamăgire. Așa dezamăgeți cu oamenii, fiindcă așa este problemă. Nu poate, îmblă unioniști ăștia pensate, hai să fim corecți. Îmblă pensate și amăgești niște băbuți care ele au câteva zile de mai trăit și amăgești că, dacă să ne unim cu România, hai să primești pensia, dacă așa pensia îți primești. Și un mesaj pentru cei care ne urmăresc? Principalul oameni să fim. Când am scris, să ne gândim că... Sunt copii în urmă, sunt părinți înainte, care noi și scrim, așa și ne arătăm că cât de deștept, cât suntem noi de, cum să spun așa mai cinstit, cât suntem de la cap, de sănătoși. Mulți scrii care te ieși ori în scenare și asta nu ne face frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții care au fost pe teme destul de importante pentru societatea noastră. Vă mulțumesc și eu și să mă scuzați! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe portalul numărul 1 al diasporei, IR News. Și nu uitați, informația este putere. Informați-vă corect. La revedere!